Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este acela pe care Tatăl, Tatăl Dumnezeu l-a delegat să vină pe pământ, să aducă vestea bună, care înseamnă Evanghelion, și nu doar să aducă vestea bună, ci să fie veste bună pentru oameni. Viața lui, nașterea lui, viața lui, moartea lui, învierea lui, toate lucrurile au dovedit faptul că El este Fiul lui Dumnezeu, că vestea bună adusă oamenilor în lumea aceasta murdară și păcătoasă. A fost reală, a fost autentică, a fost plătită cu sânge și a fost primită de Dumnezeu, Tatăl. Un om care vrea să primească vestea bună a mântuirii, a lucrării lui Isus Hristos, trebuie să intre în relație personală cu Isus. El este acela care îl va mântui, îl va ierta și va da viață veșnică.